Ne aflăm la finalul ciclului nostru de studiu despre teologia biblică a genului, a identității noastre ca și bărbați, ca și femei, a identității noastre sexuale și lecția aceasta va fi probabil și una mai scurtă și vom avea timp și pentru discuție și pentru dialog la final, fiind și ultima lecție. Până în acest moment am văzut împreună ceea ce Biblia învață despre identitatea noastră ca și bărbați și ca și femei. Am văzut care este teologia biblică pe acest subiect și am aplicat această teologie în diverse contexte, în contextul familiei, în contextul bisericii, contextul societății și în această seară vreau ca să ne uităm la o problemă care este din ce în ce mai prezentă în societatea noastră, deși foarte mulți sunt extrem de ignoranți, mai ales în cercurile evanghelice. Cred că dacă pe cei mai mulți i-ai întreba ca să-ți spună ce înseamnă LGBT, ce înseamnă fiecare literă, nici n-ar ști. Ei știu că sunt potrivă, dar ei nu știu nici măcar ce înseamnă. Sunt potrivă la LGBT cum sunt potrivă la PSD sau la alte formule de litere. Da? Dar este important ca să cunoaștem despre aceste subiecte, ca să cunoaștem ce spune Biblia despre aceste subiecte și cred că dacă ați fost atenți până în acest moment, cu siguranță opinia dumneavoastră pe aceste subiecte ar trebui ca să fie informată dintr-un punct de vedere biblic și să gândiți într-o oarecare măsură dintr-un punct de vedere biblic. Aș vrea să încep din nou cu un scurt sumar despre ceea ce Biblia învață despre gen și despre sex. Vom vedea în discuția noastră că într-un fel, sau cel puțin să încearcă să se facă o distinție între aceste două, deși în concepția biblică ideea de gen și ideea de sex sunt, dacă nu sinonime, sunt strict legate. Biblia ne învață că Dumnezeu l-a creat pe om ca și bărbat și ca și femeie. Și ambii sunt egali în valoare, ambii sunt egali în esență. Distinția aceasta de gen sau de sex nu are de a face cu valoarea omului, cu esența omului, cu esența lui sau valoarea lui spirituală înaintea lui Dumnezeu. Egal amândoi, creați bărbat și femeie, dar cu distinții. Cu distinții din punct de vedere biologic, cu distinții din punct de vedere psihologic și emoțional, cu distinții ca și rol. Dumnezeu a avut intenție ca să fie distinții la toate nivelele existenței noastre ca și bărbat și ca și femeie, de la ceea ce suntem biologic vorbind, din ADN-ul nostru, din celulele noastre, la ceea ce suntem ca și gândire, ca și ființe emotive și inclusiv la rolurile care trebuie să le avem în familie, în biserică, în societate. Da? Aceste diferențe am văzut, această distinție care există, este o distinție bună, este o distinție după voia lui Dumnezeu, a fost intenția lui Dumnezeu și Dumnezeu a vrut ca aceste lucruri să fie evidențiate, aceste lucruri să transmită un mesaj. În al doilea rând, Dumnezeu ne arată Sfintele Scripturi, a intenționat ca aceștia doi, adică bărbatul și femeia, să fie unul pentru celălalt, să fie un compliment unul la celălalt, din punct de vedere fizic, din punct de vedere relațional, încă din primele momente din Cartea Geneza, vedem că Dumnezeu ne revelează vorbind antropomorfic, vorbind într-un fel și într-o perspectivă umană, că a privit la Adam și a văzut că nu este bine pentru om să fie singur. Da? Și ca atare a creat un ajutor potrivit, un ajutor care să fie potrivit cu el din toate punctele de vedere. Și am văzut că primul lucru la care avea nevoie de ajutor era să îndeplinească mandatul lui Dumnezeu dat omului ca să se înmulțească. Ca tare avea nevoie de un ajutor potrivit ca să se
înmulțească. Este interesant de lucrul acesta. Dumnezeu, care l-a creat pe Adam, care i-a dat acest mandat, i-a dat această menire, l-a creat într-un fel în care nu putea îndeplini cu echipamentul biologic care îl avea. Da? Cumva Dumnezeu a vrut ca, ca și Adam să se strivească, să se bată de această problemă. Bun, eu nu pot fi ceea ce m-ai creat ca să, ca să fii. Într-un fel, parcă e o frustrare în paradis, în Edenul perfect. Adam este pus în paradis și este dat un mandat și el realizează toată creația, toate animalele au o pereche și pot ca să fie depline întregi în identitatea lor, pot ca să fie făpturi relaționale cu cineva de seama lor și Adam realizează că el nu poate ca să fie complet în acest, în acest sens și Dumnezeu spune că nu este bine pentru om să fie singur și creează pe Eva, Eva care fizic este un compliment, relațional este un compliment, da? Ei sunt creați unul pentru celălalt din toate punctele de vedere și clar și acolo există o hierarhie. Biblia ne spune că Eva a fost creată pentru Adam și nu invers. Există o ordine în creație, există o intenție în acea ordine și acest argument despre ordinea creației se folosește în foarte multe locuri în Scriptură când vine vorba despre relațiile între bărbați și femeie. Da? Despre relațiile în familie, despre relațiile conjugale, despre relațiile în biserică. Peste tot, Dumnezeu ne arată că există o intenție care El a avut-o în dinamica care trebuie să existe. Există o complimentare între cei doi. Da? Deci au fost creați unul pentru celălalt din toate punctele de vedere, de la fizic, la relațional, la emoțional și au fost creați cu un scop, să formeze o unitate, să formeze o unitate numită familia și în această unitate, în acest cadru, este cadrul în care procreierea se petrece. A fost, de fapt, singurul cadru în care s-a poruncit să se petreacă acest eveniment. Ruperea asta între categoriile, între conceptele care de Dumnezeu sunt puse în mod esențial, în mod inseparabil împreună, se întâmplă și aici. Dumnezeu n-a intenționat ca actul sexual și procreerea să existe în afara familiei, în afara căsătoriei, în afara unei unități care formează unul singur, care au un scop de a îndeplini voia lui Dumnezeu, de a se complimenta, de a se împlini reciproc la toate nivelele și acest scop de a procrea. Oamenii au venit și au răsturnat această regulă și de-a lungul istoriei au încercat să separe aceste două. Legământul căsătoriei de actul procreierii sau, mai bine spus, de actul sexual. Au vrut ca cele două ca să fie total separate și odată cu revoluția sexuală din ultimele generații și mai ales cu diverse metode eficiente de anticoncepționale, au reușit să facă acest lucru. În ultimii ani, în ultimele decenii, a devenit posibil, cu foarte puțin risc, ca cele două să fie separate. Da? Până aceste metode de contracepție n-au fost disponibile, a existat un risc foarte mare, care cel puțin din punct de vedere a femeii, nu i-a permis ca să-și asume acest risc. Pentru că în momentul în care o femeie rămâne gravidă, are anumite nevoi de natură fizică, de natură de adăpost, de natură de hrană pentru copii și așa mai departe, care trebuie îndeplinite. Ca atare, o femeie cu capul pe umeri, acum câteva sute de ani, zicea, întâi nunta, apoi altceva. Da? De ce? Pentru că dacă rămân cu copil și bărbatul pleacă și mă lasă, nu am nicio șansă să supraviețuiesc. Da? Odată cu avansul acesta științific, cele două s-au separat. Și acum femeile și bărbații sunt dispuși fie implicați în această activitate, crezând că riscurile sunt acceptabile. Într-un fel am putea spune că lipsa acestui salt tehnologic a fost, într-o oarecare măsură,
o metodă prin care anumite păcate au fost răstrânse. Deși păcatele sexuale există încă de la început, doar că acum sunt mult mai la îndemână. Da? Deci, cei doi creați unul pentru celălalt, cei doi creați cu un scop să formeze o unitate, o familie, în cadrul căruia trebuie ca să fie actul acesta conjugal și procreerea care vine din el, și în cadrul acestei unități, cei doi trebuie ca să fie împliniți reciproc. Împliniți fizic, împliniți emoțional, împliniți spiritual. Și de fapt, am văzut și am mai spus, familia și uniunea între bărbat și femeie în familie este instrumentul prin care întreaga societate este creată, este zidită. Fără familie nu există nimic. Fără familie nu pot exista biserici, fără familie nu pot exista societăți, nu pot exista orașe, fără familie nu poate exista nimic. Este nevoie de familie ca să propage viața, este nevoie de familie ca să se educe copiii, cel puțin să se educe în mod corect, este nevoie de familie ca să avem o existență, o existență frumoasă, benefică. Da? Deci Biblia ne învață prin aceasta, prin felul în care am fost creați, prin scopul cu care am fost creați și prin modelul care ni se arată cum ar trebui să existăm, și anume ca și bărbați, ca și femei, împreună, într-o familie, ne arată faptul că genul nostru nu este doar o chestie psihologică, nu este doar o chestie sociologică, ci că diferențele acestea biologice sunt create, sunt intenționate de Dumnezeu și permiază toată existența noastră. Da? Toată existența noastră este marcată de aceste distincții care încep de la biologic și merg peste tot în ființa noastră, în sentimente, în emoții, în rațiune, în absolut tot. De fapt, și dispozițiile noastre sunt diferite, a bărbatului și a femeii, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere emoțional. Rețineți că am privit împreună, pe scurt, ceea ce înseamnă să ai ADN-ul psihic a unui bărbat, ADN-ul emoțional a unui bărbat, să fii unul care caută să protejeze, unul care caută să fie un lider din punct de vedere spiritual în familia ta, sau ADN-ul unei femei, să fii una care îngrijește, să fii una care este un ajutor potrivit, care creează un cadru potrivit ca viața nu doar să propage, ci să fie o viață frumoasă. Și aceste activități și aceste dispoziții a unui bărbat, aceste dispoziții, inclinații a unei femei, transmit ceva despre Dumnezeu, transmit ceva despre intenția lui Dumnezeu, transmit ceva despre intenția lui Dumnezeu în creația lui. Tot ceea ce se întâmplă, Dumnezeu a intenționat să transmită un mesaj. Toate instrumentele acestea, familia, căsătoria, copiii, autoritatea, ascultarea de autoritate, Biblia ne spune că toate au un scop. Și scopul nu este doar ca viețile noastre să fie bine rânduite și să avem vieți frumoase. Asta este cumva o consecință. Scopul este să transmită ceva despre Dumnezeu. Da? Deci Apostolul Pavel, de exemplu, când vorbește despre căsătorie, el ne spune că taina aceasta care este transmisă prin instituția căsătoriei este mare și este despre Hristos și despre biserica lui. Da? Și Biblia ne arată că toate aceste instrumente au un scop din partea lui Dumnezeu să transmită ceva. Autoritățile, ne spune Scriptura, sunt puse acolo de Dumnezeu cu un scop. Care este scopul? Să ne transmită. Dacă, chiar dacă este într-un mod imperfect, faptul că există o autoritate deasupra noastră și acea autoritate va pedepsi răul și va lăuda binele. Și dacă ne uităm la autoritățile noastre și vedem există o autoritate peste noi și aceștia au menirea ca să apere binele și să pedepsească răul, te duce cu gândul. Trebuie să existe o autoritate și peste ei. Trebuie să existe o autoritate care este supremă. Trebuie ca conceptul de autoritate să vină de undeva. Și Apostolul Pavel și de fapt toată Scriptura ne arată că autoritatea vine de la Dumnezeu. Deci toate instrumentele acestea, toate instituțiile acestea există și transmit ceva despre Dumnezeu. De asemenea, existența noastră ca și bărbați și ca și femei transmit ceva despre Dumnezeu și sunt categorii instituite de Dumnezeu. Avem identități genetice, biologice, emoționale, lăsate de Dumnezeu încă de la
creație. Acum, perspectiva seculară, modernă, este alta. Ei vin cu o altă gândire care a început deja să fie foarte des întâlnită, inclusiv în România, și anume, gândirea modernă încearcă să facă o distinție artificială între gen și sex. Și ei spun că, într-adevăr, sexul tău este biologic. Adică ai cromozomi de bărbat sau de femeie și poate anumite organe reproductive care corespund acestui cod genetic, dar genul tău este psihologic, nu este dependent de biologia ta. Și anume, nu este determinat de ADN-ul tău, de biologia ta, ci depinde de ceea ce tu simți că ești. Și aici atunci se deschide o cutie a Pandorei foarte mare, că poți ca să fii una biologic și alta psihologic. Tu poți să fii femeie biologic cu tot ce înseamnă construcția unei femei și să te crezi bărbat. Și în gândirea modernă, în gândirea relativistă, lucrul acesta nu doar că este acceptabil, dar lucrul acesta este lăudabil, este de dorit. Și a spune că așa ceva este greșit, este un mare, mare tabu. De asemenea, și manifestarea genului, zic ei, este una relativă. Este total cultural sau contextual dependentă. Altfel spus, ei ar fi jigniți auzind o expunere de genul în care noi am trasat anumite trăsături a ceea ce înseamnă să fii bărbat. Care este adevărat în orice context, în orice cultură, în orice vreme, Scriptura ne arată că un bărbat duhovnicesc are niște trăsături. Iar spune nu. Acum 2000 de ani un bărbat putea să fie într-un fel, în estul globului un bărbat va fi într-un fel, în vest va fi un alt fel. În Zalău un bărbat va avea anumite trăsături, în New York va avea alte trăsături. A fi bărbat ține de contextul tău, ține de ceea ce tu simți, de felul în care ești influențat, de mediul tău și nu există o definiție, o caracteristică masculină universală. Da? A fi bărbat într-o cultură înseamnă un lucru și în altă cultură ar spune ei înseamnă un alt lucru. De aici, din această rațiune, de asemenea vine gândirea modernă care face o rupere între biologie și orientare sexuală. Pentru că, deși este evident că un bărbat este orientat, adică potrivit pentru o femeie, în gândirea modernă, orientarea sexuală de asemenea nu ține de biologie, ci ține de dorințele omului și nu de realitatea biologică. Nu contează că biologic cei doi sunt incompatibili și nu sunt orientați unul spre altul, contează dacă ei în psihicul lor, în gândirea lor, sunt orientați unul spre altul, da? În gândirea modernă, orientarea sexuală este la fel de relativă vis-a-vis de biologie ca și identitatea genului. Acum, întrebarea cheie la care vreau să privim în această seară este aceasta. Dacă Dumnezeu ne-a creat bărbat, femeie, cu scopul de a întemeia familii, de ce atunci totuși există așa de mulți oameni care se identifică altfel, sau care au alte orientări sexuale? Da? Este o întrebare legitimă la care trebuie să răspundem. Și răspunsul Scripturii este unul singur și este unul foarte clar, și anume, pentru că căderea în păcat care s-a produs în grădina Edenului, din cauza acțiunilor strămoșilor noștri, care ne-au reprezentat și pe noi, este sursa distorsionării umane la toate nivelele, inclusiv la nivel biologic și la nivel psihologic. Degradarea care am experimentat-o noi ca și rasă, ca și creație în momentul căderii, nu a fost doar una morală, ci a fost și una fizică. Absolut tot din ceea ce am fost, din tot ceea ce creația aceasta a fost, în acel moment a fost alterat, a fost degradat. Absolut tot. Gândiți-vă la această realitate, că în acel moment, ne arată Scriptura, este momentul în care moartea, fizic vorbind, intră în creație. Ce alterare profundă, la nivel molecular, s-a produs în acel moment. Până în acel moment, celulele umane, și nu numai, nu știau ce este aceea decompunere, nu știau ce este aceea degradare, nu știau ce este aceea moarte.
În momentul în care Adam și Eva s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, creația a început ca să experimenteze degradarea, a început să experimenteze moarte la nivel biologic, la nivel celular. Da? Nu vreau ca să zic că în grădina Edenului, în mod necesar, nu putea să existe, de exemplu, moartea între animale sau așa mai departe. Asta ar fi o speculație. Dar un lucru este clar, omul n-a fost în acel moment un om muritor. Corpul lui nu era degradat, nu era alterat în niciun fel și dacă n-ar fi păcătuit, ar fi trăit veșnic în prezența lui Dumnezeu. Până în acel moment nu se cunoștea în ființele noastre ceea ce înseamnă degradare sau decompunere. Malformațiile genetice, de exemplu, erau o imposibilitate înainte de cădere. Adică Adam și cu Eva, dacă ar fi avut 1 milion de copii înainte de cădere, nici măcar unul nu s-ar fi născut vreodată cu un defect genetic. Nici măcar unul. N-ar fi avut nevoie vreodată să meargă la un spital, n-ar fi avut nevoie vreodată de o intervenție a unui medic. Ar fi fost fiecare copil absolut perfect, pentru că umanitatea în acel moment, în Adam și Eva, nu cunoștea vreo alterare biologică. În momentul căderii, alterarea care se produce este și biologică, și psihologică, și morală. Toată ființa noastră este afectată de acea cădere. Gândiți-vă, de exemplu, că în ziua de astăzi, 6% din copiii născuți au vreun defect serios. Un defect serios. Și nu vorbim că au o pată pe obraz, de exemplu, cum avea Ivy când a fost bebeluș sau un sem sau ceva de genul. Vorbim despre lucruri de genul sindromul Down sau malformații grave fizice. 6% din copiii care se nasc pe fața globului suferă de vreo malformație sau vreun defect genetic absolut profund. Da? De asemenea, gândiți-vă că fiecare dintre noi s-a născut într-o stare mai puțin sau mai mult de imperfecțiune. Acum, pentru unii ar fi greu de crezut lucrul acesta, că v-ați născut imperfecți. Altfel spus, am putea spune că toți suntem puțin defecți, da? Sau, bine, asta este altceva, puțin luați, cum spune poetul, da? Adevărul este că dacă ne uităm la noi, toți suntem cumva defecți. Toți avem câte ceva defect și încă din momentul nașterii suntem așa. Că mai ne defectăm pe drum, asta este altceva, că mai trebuie să mergem la mecanic. Dar în momentul acela, când, nu știu, eu nu văd așa, dar toată lumea spune, când se uită la un bebelaș nou-născut sau la câteva săptămâni, fai de mine, ce perfect e, ce frumos e. Eu îi văd foarte urâți, sincer. Da? Eu îi văd foarte cu multe defecte, nu simetrici de multe ori. Capul lor încă nu s-a format exact cum trebuie să se formeze. Dar o mamă și un tată și de obicei cei din jurul lor care au prea mult bun simț să le spună, vai de mine, ce frumos el e. Un medic care ar fi sincer ar spune, nu e chiar așa. Stai că sunt multe chestii care nu sunt ok. Uite, căile respiratorii încă nu sunt formate cât de bine ar trebui să fie. Aici asta e o problemă, acolo aia e o problemă și așa mai departe. Da? Un medic care ar putea fi sincer sau ar vrea să fie sincer cu părinții ar spune, la o scară de 1 la 10, copilul tău este foarte imperfect. Da? E a tău, iubește-l așa cum e. Toți suntem născuți într-o oarecare măsură cu imperfecțiuni, cu malformații genetice. Viața noastră care o trăim, care până la urmă se sfârșește în moarte, dovedește lucrul acesta, da? Și trebuie ca să realizăm acest lucru. De asemenea, aproximativ 1 din 1500 de copii care sunt născuți cu o caracteristică intersex. Altfel spus, sunt fetițe care sunt, biologic vorbind, din ADN-ul lor, fetițe, dar sunt născute, de exemplu, cu anumite instrumente reproductive masculine. 1 din 1500. Asta este o realitate. Tu poți ca să zici, păi eu nu cred că poate să existe asemenea aberații. Există. Discută cu un medic, îți va spune, există. La fel cum există copii cu sindromul Downs, există copii care sunt născuți în acest fel. Și atunci trebuie să ne confruntăm cu această realitate și nu putem doar să lăsăm așa. Omenirea a căzut în păcat, ca atare noi suntem defecți, asta este, dar totuși voi care vă confruntați cu asemenea probleme, voi sunteți mai defecți și trebuie să vă ardem pe toți, că dacă nu ne defectăm și noi. Cam asta este atitudinea la ora actuală, pentru că oamenii nu au habar despre ceea ce vorbesc. Într-adevăr, există mișcarea LGBT militantă,
neomarxistă, cum o numește fratele Andrei, care vrea ca să răstoarne civilizația. Și există astăzi copii născuți intersex, care săracii n-au habar ce înseamnă mișcarea LGBT. Da? Noi nu putem doar ca să spunem, păi, nu e treaba noastră. Nu e treaba noastră, da? Pentru că acei copii și acei oameni care se confruntă cu asemenea probleme, care există, apropo, unul dintre 1500, nu este doar în America, nu este doar în Europa, statistica aceea este și în România, și în Zalău. Faptul că acești oameni sunt mai puțin cunoscuți, sunt marginalizați sau așa mai departe, este altă problemă. Sau oameni care se zbat cu anumite probleme de natură sexuală, gen de orientare. Nu-mi place cuvântul, dar îl folosim. Există și în Zalău, că ei nu sunt abordați, că ei nu, cu ei nu se discută. Este altă problemă. Aceste realități există și noi trebuie să le confruntăm și trebuie să le confruntăm din punct de vedere biblic. Ce vom spune în fața unor asemenea afirmații? Vom afirma, așa cum am zis, că aceste defecte, și sunt defecte, de toate felurile, pornesc cu căderea. Pornesc de la faptul că suntem păcătoși. De asemenea, vom afirma că orice persoană, indiferent de defectul cu care este născut, are valoare egală în ochii lui Dumnezeu. Toți suntem persoane făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și de asemenea toți suntem atinși și acel chip este atins și alterat de această boală a păcatului. Este foarte ușor și de-a lungul istoriei, de fiecare dată când a fost o grupare de oameni care a fost mai diferită, nu neapărat păcătos mai diferit, în acest caz este vorba de multe ori de păcat, au fost marginalizați, demonizați și cei în majoritate au căutat ca să îi subumanizeze. Oamenii ăștia nu sunt oameni ca și noi. Este foarte important să afirmăm lucrul acesta. Vom afirma că orice persoană, indiferent de defectul care îl are din pricina păcatului, are valoare egală în ochii lui Dumnezeu. Vom afirma că niciunul dintre noi nu este cu adevărat ce ar trebui să fie. Nici eu, nici dumneavoastră, nici aceia care sunt născuți cu asemenea malformații, nici aceia care au alte probleme de natură a genului sau a sexului, nici unul dintre noi pe lista oamenilor care nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, ne regăsim fiecare dintre noi. Lacomii, fricoșii, mincinoșii, da, și aceste probleme mai grave, spunem noi, sunt acolo, dar și noi ne regăsim acolo. În ochii lui Dumnezeu, toți oamenii sunt oameni, toți oamenii sunt demni de pedeapsa eternă a iadului pentru păcatul care îl comit și pentru păcatul care este în persoana lor. Lucrurile acestea trebuie echilibrate și trebuie ca să ne confruntăm cu ele. Niciunul dintre noi nu este cu adevărat ce ar trebui să fim. Dar în același timp, defectele noastre nu trebuie să fie identitatea noastră. Faptul că eu nu sunt ce ar trebui ca să fiu nu trebuie să mă definească. Toată creația la ora actuală nu este ce ar trebui să fie. Toată creația, ne spune Scriptura, așteaptă să fie eliberată din această degradare sub care se află. Și ați căuta identitatea în mod ultim, în starea ta actuală, oricare ar fi ea, este dezastros. Identitatea noastră umană, valoarea intrinsecă umană, se poate găsi doar în Dumnezeu. Asta este adevărat pentru heterosexual, homosexual, gen normal, transgen, orice ar fi. Doar în Dumnezeu poți ca să-ți găsești valoarea ta și identitatea ta ca și om. A încercat să-ți o găsești în sexualitatea ta, a încercat să-ți o găsești în identitatea ta culturală, este dezastros. Este dezastros. Doar în Dumnezeu. Vom afirma că simplu fapt că ceva există în lumea aceasta decăzută, sau chiar care exista frecvent într-o lume decăzută în păcat, nu înseamnă că acel lucru care există, care poate este promovat, este neapărat bun sau neapărat moral, și din contra. Vom afirma că vom iubi orice persoană care se confruntă cu vreun efect al păcatului, fie el un handicap, fie el un defect genetic, fie el un asemenea defect de natură a sexului sau a genului. Cum îi vom iubi? Chemându-i să-și descopere adevărata identitate în Hristos și nu în starea lor fizică sau psihologică sau emoțională alterată de păcat.
Să-și găsească identitatea lor așa cum a croit-o Dumnezeu pentru ei. Să-și găsească identitatea lor după Scriptură și nu doar după simturile lor care nu sunt, care nu sunt pure, care nu sunt corecte, care nu sunt ele nealterate de păcat. Un scurt cuvânt despre problema orientării sexuale, pentru că este diferită de problema genului și de problema celor care într-adevăr se nasc cu malformații genetice sau reproductive. Problema orientării sexuale este puțin mai dificilă decât problema transgender, de exemplu, pentru că deși nu există vreo dovadă conclusivă că orientarea sexuală ar fi determinată genetic, astăzi se insistă foarte mult să se spună acest lucru. Dacă s-a născut așa, cum îi poți tu spune că n-are voie? Și cumva se încearcă să se introducă în gândirea noastră că oamenii aceștia cu o orientare anormală sexuală s-au născut așa. Și dacă asta este premisa, dacă te-ai născut așa, înseamnă că este ok. Cum ar putea Dumnezeu să-ți ceară să mergi împotriva la ceea ce El te-a făcut? Dar asta este argumentul cel mai des întâlnit. Chiar dacă ar fi vorba, dar din nou, nu există dovezi conclusive medicale, științifice, că ar fi, nu s-a descoperit genul gay, să fie foarte clar. Nu există undeva într-un laborator de biologie sau genetică cineva care zică am descoperit genul care îl face pe cineva gay. Nu există așa ceva, deși există tot felul de teorii, ele nu sunt dovedite în niciun fel. Dar, chiar dacă ar fi vorba de o problemă genetică, chiar dacă cineva s-ar naște așa, să admitem pentru moment că ar putea ca să fie așa, da? Nu schimbă absolut nimic cuantumul problemei. De ce? Sunt oameni care sunt predispuși, genetic vorbind, fiziologic vorbind, starea de echilibru în creierul lor, fiziologic vorbind, îi predispune, de exemplu, la mânie. Da? Există asemenea oameni. Există oameni care sunt născuți așa, care chimia creierului lor îi predispune la mânie și trebuie să ia tratament pentru așa ceva. Asta nu înseamnă, pentru că cineva este născut cu această predispoziție la mânie, că este bine moral vorbind ca el să fie mânios. Ai putea spune, păi, hai ca să nu ne ocupăm de omul acesta să-i dă un tratament, pentru că el e născut așa, e mânios. Asta nu înseamnă că el, dacă din predispoziția asta spre mânie, care, apropo, cred că toți o avem într-o oarecare măsură, omoară pe cineva, un judecător ar spune, mai, el așa a fost născut, mânios. Nu contează. Altfel spus, faptul că ne naștem cu o stare care ne predispune sau chiar ne înclină sau chiar ne dictează o anumită atitudine, o anumită gândire, o anumită înclinație, nu înseamnă că acea înclinație devine morală. În niciun caz, în niciun caz, da? Asta ne duce la o întrebare elementară la care trebuie să răspundem. Cum știm? Cum știm atunci ce este bine? Cum putem ști ce este bine? Și asta este o întrebare de epistemologie. Adică cum putem cunoaște adevărul? Lumea seculară are o epistemologie care este prin observație sau prin majoritate sau prin ce-a fi ea. Creștinul are un singur răspuns la această întrebare. Cum putem ști ce este bine, ce este rău? Cum putem ști ce este adevărat, ce este neadevărat? Și răspunsul creștinului este prin revelație. Singurul dreptar pentru cunoașterea noastră absolută este prin revelație. Avem o epistemologie revelatoare. Altfel spus, eu nu știu că un lucru este bun sau rău prin faptul că nu știu, cei mai mulți oameni fac un anumit lucru. Sau prin faptul că punem la vot. Nu, eu știu că un lucru este bun sau rău pentru că cuvântul lui Dumnezeu mi-a revelat voia lui Dumnezeu despre acest lucru. Prin absurd. Să presupunem că la un moment dat majoritatea oamenilor ar fi homosexual. Asta pentru un creștin nu ar schimba realitatea absolut deloc referitor la acest fenomen. Pentru că cunoașterea noastră despre bine și rău, despre adevărat și fals, nu se bazează pe majorități, ci se bazează pe revelația lui Dumnezeu. Nu contează câte legi să dau. Nu contează câtă propagandă se face. Nu contează ce crede majoritatea. Din punct de vedere a creștinului, noi știm că lucrul acesta este împotriva voii lui Dumnezeu pentru că El ne-a spus. Nu contează ce știința ar spune la un moment dat, pentru că, apropo, știința
deseori de-a lungul istoriei a fost greșite. Cum v-a explicat fratele Levi, până acum recent știința a crezut că Universul nu are început și acum recent a trebuit ca să capituleze și să spună ups, Biblia are dreptate, Universul are început. Da? Dacă mâine cineva ar veni și ne-ar explica, uite, știința a dovedit vis-a-vis de problema homosexuală cu tare lucru, aveți un pic de răbdare. Știința a fost greșită de multe ori și și-a revizuit punctul de vedere de multe ori pe o anumită temă. Dar chiar dacă ar fi așa, da? Eu am fost predispus, la fel ca dumneavoastră, spre multe păcate. Și îmi pare rău și recunosc că de multe ori am căzut în capcana acelor predispoziții. Dar asta nu justifică păcatele mele, asta nu justifică înclinațiile mele păcătoase, faptul că am fost născut așa. De asemenea, orice fel de inclinație păcătoasă rămâne păcătoasă pentru că revelația lui Dumnezeu ne spune că este păcătoasă. Indiferent ce zice majoritatea, indiferent ce zice legea. În toată discuția aceasta, și este o discuție vastă din care noi atingem doar o mică parte, există și pentru noi, și pentru cei care se confruntă cu aceste realități, o veste bună. Și vestea bună este că Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui carne, a devenit om ca și noi, dar fără păcat, și a trăit o viață perfectă ca și om. A venit ca să ne răscumpere de la degradarea căderii în păcat și de la toate efectele ei. Tot ceea ce păcatul a stricat, tot ceea ce căderea în păcat a alterat, Domnul nostru Iisus Hristos a venit ca să răscumpere. În Tit, capitolul 3, Apostolul Pavel ne arată această realitate. Căci și noi eram odată nesăbuiți, neascultători, rătăciți, sclavi ai poftelor și ai diferitelor plăceri, trăind în răutate și invidie, fiind urâți de alții și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni al lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am înfăptuit noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui. Prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a turnat peste noi din belșug prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru că fiind îndreptățiți prin Harul Lui, să putem deveni moștenitori, având nădejdea vieții veșnice. Vestea bună este că Hristos a venit să ne mântuie din starea noastră, din poftele noastre, din predispozițiile noastre. A venit să ne mântuie din defectele noastre, la defectele de caracter până la defectele biologice. Din toate consecințele păcatului nostru, Hristos este un mântuitor. Ceea ce sunt nu este ceea ce ar trebui să fiu. Și lucrul acesta este adevărat pentru mine fizic, este adevărat pentru mine psihic, este adevărat pentru mine moral. Nu sunt ceea ce ar trebui să fiu. Fizic ar trebui să fiu mai slab, psihic ar trebui să fiu mai echilibrat, moral ar trebui să fiu mai pocăit. Nu îs ce ar trebui ca să fiu. Da? Am nevoie de cineva să mă răscumpere din această realitate alterată în care trăiesc. Și vestea bună este că Hristos ne răscumpără și ne va face să fim ceea ce trebuie să fim, ceea ce Dumnezeu a intenționat ca să fim. O notă despre efectele Evangheliei și felul în care ele ar trebui să fie gândite în discuția noastră. Evanghelia are două aspecte. Are aspectul pozițional și aspectul practic. Evanghelia ne spune că pozițional suntem justificați prin credință, în mod deplin, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta se întâmplă instant, punctual, deplin. În acel moment în care jertfa Domnului Iisus Hristos este aplicată în viața ta prin credință, 100% ești justificat, ești sfânt, pozițional vorbind, în ochii lui Dumnezeu. Practic, Evanghelia ne arată că există o sanctificare care este parțială și care este progresivă. Adică, deși efectele sfințirii noastre poziționare sunt reale, din acel moment suntem în altă relație cu Dumnezeu, din acel moment suntem considerați sfinți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, aceste efecte în viața noastră practică sunt doar parțiale. Altfel spus, dacă efectul păcatului a dus la un defect în noi, fie el biologic, fie el de altă natură, moral, acest efect
va persista chiar și în anumite aspecte psihologice, chiar și în anumite aspecte morale, va persista în viața noastră. Până când? Până la efectul deplin al mântuirii noastre, care va fi în momentul glorificării. Altfel spus, dacă din cauza păcatului și din cauza aceasta te-ai născut cu un defect biologic, o malformație genetică, cu o malformație fizică, în momentul în care ești mântuit prin credință, nu ești și vindecat, cum ar pretinde cei din mișcările carismatice. Dacă ai destulă credință, atunci și defectele biologice care vin din păcat, pentru că prin rănile lui suntem vindecați, nu? Nu așa spune Biblia. Nu. Nu așa spune Biblia. Biblia spune că suntem vindecați de povoara păcatului, de condamnarea păcatului, suntem iertați în ochii lui Dumnezeu și există o sanctificare progresivă care se culminează într-o glorificare. Și acolo nu va mai fi suferință, acolo nu va mai fi boală, acolo nu va mai fi moarte. Efectele acestea sunt depline în momentul glorificării. Până în acel moment există o progresie în sfințire, o progresie care este lucrată de Duhul Sfânt, prin care devenim din ce în ce mai mult precum Domnul nostru Iisus Hristos. Diferența între un creștin nu este diferența între un păcătos versus un sfânt, practic. Sau între un om perfect versus un om defect. Diferența este diferența între un păcătos și un păcătos iertat. Între un om cu defecte, fie ele morale, psihice, biologice, dar un om cu defecte care a primit în dar perfecțiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este diferența. În momentul în care realizezi acest aspect al Evangheliei, în momentul în care conștientizezi și trăiești acest aspect, atitudinea ta față de oameni, inclusiv care se află în asemenea păcate oribile, scârboase, care Dumnezeu le detestă, se schimbă. Preocuparea ta se schimbă. Punctul focal în discuție, dacă vreodată aveți oportunitatea să discutați cu oameni care sunt prinși, fie din necesitate, pentru că s-au născut cu anumite malformație, fie prin alegerea lor, pentru că au ales un stil de viață sau o orientare păcătoasă, punctul focal al discuției cu și spre problema LGBT trebuie să se schimbe. Nu mai vorbim despre a fi normali, nu mai vorbim despre că la noi așa a fost întotdeauna, nu mai vorbim despre familia tradițională, lucrurile acestea sunt total inutile. Pentru că nici unul dintre noi nu este normal, dacă normal este să fim după standardul lui Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu este ce ar trebui ca să fim după standardul lui Dumnezeu. Nici biologic, nici moral, să fie foarte clar. Punctul focal, dacă înțelegem și trăim Evanghelia, trebuie să fie mutat de la aspectele culturale, de la aspectele tradiționale, la aspectul evanghelic. Oamenii aceștia au nevoie mai mult decât orice de vestea bună. Oamenii aceștia au nevoie să fie răscumpărați de la ceea ce sunt, la ceea ce Hristos îi va face. Fiecare dintre noi are nevoie să fie răscumpărat de la ceea ce suntem, la ceea ce ar trebui să fim. Și lucrul acesta este posibil doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Decât să stăm și să avem meeting-uri de ură, ca și în 1984 al Orwell, se întâlneau și îi puneau ca să stea o oră și să urască opoziția. Da? Decât să facem lucrul acesta, mai bine ne-am consumat să le vestim acestor oameni Evanghelia. Păi da, frate, dacă o să rămână în stilul ăla de viață, vestește-le Evanghelia, Dumnezeu transformă vieți. Păi dacă o să păcătuiască în continuare, vestește-le Evanghelia, Dumnezeu răscumpără oameni de la păcat prin Evanghelie. Suntem așa de preocupați de a condamna lucrurile acestea și trebuie să condamnăm. Trebuie să condamnăm aceste păcate și toate păcatele. Și toate păcatele. Și trebuie să condamnăm pe cei care ne guvernează, care îngăduie aceste păcate și promovează aceste păcate și toate păcatele. Dar chemarea noastră numărul unu și preocuparea noastră numărul unu este să le spunem acestor oameni și tuturor oamenilor vestea bună. Nu sunteți ceea ce ar trebui să fiți, la fel cum nici eu nu sunt. Dar vestea bună este că Hristos este perfect. Și Hristos a venit și a trăit ca omul perfect și prin jertfa Lui și prin credința în El suntem răscumpărați de la toate efectele păcatului. Suntem sfințiți progresiv prin lucrarea Duhului Sfânt.
Și în acea zi în care vom sta față cu față cu El, vom fi perfecți. Vom fi ca și El. Vom cunoaște ce înseamnă o viață, un trup, o existență fără vreo urmă de păcat. Va fi cea mai glorioasă zi. Până acel moment, să ne preocupăm de vestirea Evangheliei. Să ne preocupăm să iubim pe toți oamenii, indiferent de imperfecțiunea lor. Și a iubi înseamnă a le spune că răscumpărarea din păcatul în care se află este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.